Fără rechizite, haine și rucsac nou. Așa vor merge în acest an la școală, în 1 septembrie, copiii angajaților de la Calea Ferată, care nu și-au mai primit salariile din luna aprilie. Unii angajați se găsesc într-o situație fără ieșire. Ion Moraru din Basarabeasca ne-a spus că disperarea se crește pe măsură ce se apropie începutul anului școlar. Asta deoarece are nevoie de minim 2000 de lei pentru a lua cele necesare copilului său, însă nu are de unde și va trebui să apeleze la un credit pentru a ieși din situație. Cu zarplata slab tetul, nu unde. Noi avem 4 luni când n-am primit banii, deloc. Și eu am copil mic, el la clasa 1 am-o, și unii, nici femeia nu lucrează. Și bani cum să-l întrețin am băiat școală? Am o zaltrimăt, cu zaltrimăt haine, am o ea s-o schimbat tot din școală. Trebuie costum. Special, am în clasa 1-a, special costum este am venit. Geant, rechizițiile este ea de unii. Trebuie să le cumpăr tot. Pe lângă Ion mai sunt și alți 10 de oameni care trăiesc din credite și iau chiar și pâine de la magazin pe datorie. Oamenii sunt deja la limită, nu au voie să facă grevă deoarece suntem un obiectiv strategic. În magazin pe datorie, peste tot pe datorie. Vânzătoarea noastră are un caiet și se ia pe datorie. Apoi primesc și plătesc și rămân din nou fără nimic. Sunt consilier în primăria locală și m-am întâlnit cu Andrei Spânu. Mi-a promis, mi-a dat cuvântul că până în luna iulie ne vor plăti datoria. Când va fi sărbătoarea noastră în 2 august, ne vor plăti toate salariile și întreaga datorie până în iulie. Dar s-a întâmplat că nu și-a respectat cuvântul. Și în plus, s-a întâmplat că acum avem și mai multe restanțe la salarii. Acest bărbat ne-a spus că ar vrea să lucreze în altă parte, însă din cauza vârstei nu își poate găsi un alt loc de muncă. Dar cum supraviețuim? Mergem la magazin și luăm pe datorie. Oricine aici, dacă arătăm cu degetul spre cineva, să spună că nu ia pe datorie în magazin. Chiar și pâinea pe datorie. Mergem și oamenii ne ajută, pentru că înțeleg, nu avem salarii. Când vom primi salariul, aproximativ 70-80% din el îl vom da pentru a achita datoriile. Unde să merg eu? Am 53 de ani. Unde să meargă el? Are 58. Unde să meargă el? Are 54 de ani. Unde să meargă el? Are 50 de ani. Unde să mergem noi? Cine ne va angaja? De soarta grea se plânge și acest domn care ne-a spus că nu s-a gândit vreodată că o să ajungă să apeleze la pensia mamei sale. Lucrez de aproape 30 de ani. Am norocul că mama primește pensie. Mama și tata și-au pierdut sănătatea lucrând la Calea Ferată. Au ieșit la pensie pe caz de boală. Au lucrat câte 30 și ceva de ani. Tata era maestru, iar mama brigadier. Eu am început să lucrez la 16 ani, cu pensia mamei și din contul magazinului. Ne dau pe datorie. Îmi primesc salariul, merg și plătesc datoria. Brigadierul Gheorghe Tcaci, care lucrează la CFM de 36 de ani, spune că nu-și amintește o situație atât de complicată cu datoriile. Munca feroviarelor este dificilă, uneori trebuie să lucreze și ore suplimentare și au dreptul să primească salariul la timp, spune el. A fost și înainte, dar nu a fost niciodată ca acum, câte 5-6 luni. Acum suntem în a 5-a lună. În trecut aveam 2 luni, 3 luni și atunci ne dădeau 2 salarii pe lună. Lucrez ca brigadier, iar oamenii vin dimineața la lucru și îmi spun, nu am ce mânca. Oamenii se trezesc la 5 dimineața. Întrebați pe cineva dacă a mâncat deja astăzi. Pentru că sperau, dacă plecăm mai devreme, putem mânca acasă. Pentru că nu au ce lua la muncă. Trebuie să facem ceva, așa cum a promis Spânu. Ce a promis? Ne hrănește cu promisiuni. Spun că sunt necesari niște miliarde pentru area amenaja Calea Ferată. Până acum totul era în regulă. Dar ce este acum? Nu se poate face ceva pentru oameni? Întrebat cum va fi soluționată această problemă, având în vedere că tot mai mulți angajați ai CFM își dau demisia din cauza restanțelor salariale, șeful APP Roman Cojuhare a declarat un lucru știut, că trebuie să găsească o soluție, numai că nu a spus când și cum. El a ținut să precizeze însă că, indiferent de situație, întreprinderea va continua să activeze. Calea Ferată trebuie să activeze. Este, Calea Ferată este o companie, este un organism viu, este și firesc că oamenii să fie angajați, oamenii să plece, dar cu siguranță procesele nu sunt oprite și procesele la Calea Ferată continuă. Iar noi trebuie să îmbunătățim situația atât financiară cât și socială în cadrul acestei întreprinderi. Cât este suma datoriilor acumulate până la ziua? Circa 150 de milioane.
Amintim că de la începutul anului, angajații CFM din mai multe localități au organizat de mai multe ori acțiuni de protest din cauza întârzierii salariilor. Dacă anul trecut în companie lucrau aproximativ 6.000 de persoane, acum, potrivit administrației, numărul lor a scăzut cu 500. De asemenea, conform spuselor directorului financiar, salariul mediu în întreprindere atinge acum 6.000 de lei, în timp ce anul trecut era de 8.000. Anterior, ministrul Andrei Spânău a declarat că întreprinderea Calea Ferată din Moldova trebuie să treacă printr-o reformă serioasă, optimizare și să devină profitabilă. În aprilie, Calea Ferată a Moldovei s-a împrumutat cu 35 de milioane de lei de la Loteria Națională ca să achite datoriile salariale, iar la mijlocul lunii martie, restanțele salariale pentru anul trecut ale angajaților de la Calea Ferată a Moldovei au început să fie achitate, tot cu un împrumut, doar că de la Agenția Proprietății Publice. Banii au fost luați și din economii făcute prin reducerea cheltuielilor. Amintim că mai mulți angajați de la Calea Ferată au protestat la începutul anului, cerând să li se achite salariile restante din octombrie. Pe fundalul acestor nemulțumiri, șeful CFM Oleg Tofila a dat demisia. La începutul anului, potrivit lui, restanțele salariale la CFM se ridicau la peste 130 de milioane de lei.